Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit la un nou episod de data asta cu un antrenament incendiar de piept, cu umeri. Și tu ai doar piept, umeri, nu? Umeri și abdomen. Umeri și abdomen. După cum v-am promis, o să încercăm să filmăm mai des. V-am spus că o să venim cu vloguri cu antrenament, challenge, călătorii. Ei bine, astăzi avem un vlog cu un antrenament, antrenament complet de piept plus umeri. Așa că este un antrenament pe care știu că, un video pe care știu că îl vreți de foarte mult timp, așa că m-am decis să-l filmez. Eu astăzi voi face 4 exerciții pentru piept plus 4 exerciții pentru umeri. Iubi cred că face doar 5 exerciții pentru umeri și un circuit la... Nu? Da. Sau câte exerciții faci la umeri? Păi nu, multe, nu? 5. Da, 5. Da. Ei, nu sunt așa multe, că îi antrenez doar o dată pe săptămână. Da. Și asta vreau să vorbesc puțin și în clipul de astăzi cu diferența asta între intensitate, volum, frecvența de antrenament, dar o să discutăm mai multe la antrenament să vă arăt și practic. Noi ne-am trezit, avem două mese, ne-am trezit pe la 8, am mai dormit încă vreo două ore, că eram foarte obosiți, cât pe ce să nu venim la sală, dar am venit să ne luăm energia de care avem nevoie. Iubi, tu ești cam somnoroasă, nu? Puțin. Cu durea ochii. Uh-huh. Bun, domnilor, ne bem pre-workout-ul și astăzi am un shot de Too Strong și mergem frumos la antrenament și revenim de acolo cu antrenamentul complet. Power! Salut, salut! Ok, domnilor, am terminat cu încălzirea, am băut și pre-workout-ul, Iubi și-a băut cafeluța, un espresso și acum începem cu antrenamentul. Primul exercițiu din antrenamentul meu de umeri va fi un exercițiu de izolare, cum vă spun de fiecare dată. Este foarte benefic să începeți cu un exercițiu de izolare pentru că, în primul rând, pregătesc articulațiile pentru următoarele exerciții care vor fi două exerciții compuse, pregătim sistemul nervos central, facem și o bună conexiune cu mușchiul lucrat, în acest caz pieptul. Voi face 3 serii premergătoare, a câte 14, 12, 10 repetări. Să vă mai spun o chestie, după cum bine știți, eu acum am avut o competiție, sunt într-o perioadă de revenire, iar antrenamentul meu va fi compus din câte serii premergătoare am nevoie, în acest caz la primul exercițiu 3, plus o singură serie de lucru dusă până la epuizare între 6 și 12 repetări. Iubi, tu ce faci la primul exercițiu? Ce faci? Șuturi, ridicări laterale, nu? Da, dar nu, fac fluturări, că fac piept. Aaa, credeam că încep cu umeri. Deci tu faci ridicări laterale la aparat sau? Nu, cu ganturi. A, deci tot un exercițiu de izolare. Păi de asta am crezut că faci tu. 3 serii premergătoare, 2 de lucru? Da. 3 serii premergătoare, 2 de lucru, una până la epuizare, nu? 8-12 repetări și una, ce faci? O set cluster sau? Da. La ridicări laterale merge set cluster. Da. Bun, domnule, haideți să dăm drumul la antrenament. Power. Ok, domnilor, sunt la a doua serie premergătoare, a doua serie de încălzire și acum vreau să vă fac să înțelegeți puțin diferența aceasta dintre intensitate și volum. Ei bine, în orice caz am vorbit, la un antrenament nu putem să facem și un antrenament de intensitate, să ne antrenăm și intens și un antrenament cu un volum foarte mare, pentru că volum mare ar însemna un număr foarte mare de serii sau un număr mare de serii, pe când intensitatea ar însemna să scădem numărul de repetări și de serii, să facem cu un 75-80% din repetarea maximală, să ducem mușchiul până la epuizare de 6, 10, maxim 12 repetări. Eu personal încerc să duc și dincolo de epuizare, adică să mai forțez o repetare, un sfert de repetare în plus. Deocamdată nu mi este foarte bine, dar am deja un an de zile când mă antrenez, când am adoptat acest stil de antrenament mai intens și cred că evoluția o puteți vedea cu ochiul liber. Și asta vă recomand și vouă dacă vreți creștere musculară. Din punctul meu de vedere, intensitatea este cea mai bună unealtă, pentru că, într-adevăr, acolo, între 6-12 repetări până la epuizare, într-adevăr, acolo apare stimulul acela necesar pentru a crea acele leziuni, între ghilimele, la nivelul musculaturii, iar după aia prin alimentație, suplimentație, odihnă, hidratare putem avea o creștere musculară. Știu că sunt persoane la care funcționează și un volum mare de antrenament, am văzut foarte multe exemple, nu neg că și aceasta este o bună variantă. Personal, un volum ridicat la antrenament l-aș vedea doar pe o perioadă de deload, o perioadă de recuperare, când vrem să luăm puțin stresul de pe articulații, de pe sistemul nervos central. Acum eu ar trebui să fac un antrenament cu un volum ridicat, pentru că sunt o perioadă de revenire, dar tot așa aleg să fac un antrenament
de intensitate, o intensitate mai mică, dar tot în stilul acesta. Sunt la a doua serie de lucru, voi face la a doua serie premergătoare. Am făcut prima dată 15 repetări, acum voi face 12, voi mai face încă 8 repetări la a treia serie premergătoare ca să mă obișnuiesc greutatea și dau în forță o serie de lucru. Bun, revenim cu seria de lucru în forță. Ok, domnilor, am ajuns la seria de lucru și după cum spuneam, seria de lucru nu va avea nicio metodă de intensitate, voi face doar 6-12 repetări până la epuizare. Greutatea să fie undeva la 75-86 din 1 RPM, din repetare maximală. Trebuie să ne asigurăm că la seriile de lucru dăm tot din noi, că nu ar mai fi mers o repetare în plus sau o serie mult mai intensă de asta, mult mai intensă decât aceasta. Asta este și ideea, să stoarcem tot din acel mușchi. Nu să facem seriile acestea de lucru ca și cum ar fi serii de încălzire. Ne concentrăm foarte bine, am pus și aceste bandaje elastice la încheieturi ca să ne protejeze puțin. Le găsiți pe Vitabolic, așa că haideți să rupem pieptul. Ok, domnilor, am trecut la următorul exercițiu, după cum v-am spus, un exercițiu compus. Voi face împins cu bara la liber, pe plan înclinat. Vă voi explica imediat ce fel procedez la acest exercițiu. De exemplu, la mine astăzi seria maximală va fi cu 130 kg, peste 6 repetări. Iar până să ajung la greutatea de lucru, voi face cu 60 kg 10 repetări de încălzire ca să mă acomodez. Cu 80 kg 5 repetări, cu 100 kg 5, cu 120 kg voi face doar 2 repetări ca să mă obișnuiesc cu greutatea și toată energia o să mai păstrez pentru seria de lucru. Nu are rost să ne epuizăm energia inutil pe niște serii de încălzire când putem să forțăm o repetare 2 în plus cu sarcina de lucru maximă și să aducem acel stimul pe musculatură care trebuie. Iubi este la seria de lucru la ridicări laterale. Îți lasa Valera să-i explici? Sau te obosesc? Nu. Spune cum ai procedat, domnilor. Am făcut... Nu mișca aia, că o să se audă ciudat. Aoleu. Vrem să ținem o calitate foarte irreproșabilă. E ciudat. Da, microfon. Da, măi. Am făcut câteva serii premergătoare, 3-4, știu așa, că trebuie doar vreo două, dar am simțit nevoia să-mi încălzesc mai bine umerii. Nu fiind, trebuie doar vreo două, la primul exercițiu fac și eu. Primul exercițiu, da, am făcut 3-4 serii foarte premergătoare. Foarte bine subliniat, domnița. Da, așa. Și acum deja am făcut prima serie de lucru, set cluster, unde o să fac 4 serii, câte 5 repetări cu pauză 10 secunde. Bun. Deci asta e greutatea maximă. Greutatea de lucru, da. Câte 10, ganturia câte 10 kg. Deci tot 10 kg. Da, și acum e ultima serie, așa că o să vă arăt. Bun. Poftim. Hai, să vedem ce face domnița. Ok, domnilor, seria de lucru va trebui să fac peste 6 repetări. Vedem cât o să meargă.
V-a spus 130, acum a pus 140. La fel, bro, forțăm la un. Ele, leagă și meleaca aia, pune. Așa, ca, da. Ah, că dacă se mai desfașa. Mersi. Așa trebuie să arate o serie de lucru. Cum? Nu știu, nu le-am numărat. Peste 6 trebuia. Am trecut la a doua serie de lucru. L-am împins la umeri. Prima serie de lucru am făcut cu gantere de 12 kg singură. Am făcut 12 repetări. Iar acum, cu ajutorul lui Iubiu, să încerc să fac între 8-10 repetări. Poate chiar 12, cine știe. Da, dar nu prea cred. Măcar 10 să fac. Cu 14 kg. Și ultima serie. Ok, vericilor, după cum ați văzut, seria de lucru, cum a arătat, l-am împins cu bara pe înclinat. Ăsta este un exemplu concret, pentru că cu siguranță nu mai mergea o repetare în plus, nici măcar un sfert de repetare. Am trecut la următorul exercițiu, împins cu ganterele pe plan orizontal, am făcut doar o singură serie ca să mă obișnuiesc cu greutatea, cu 40 de kg, iar acum voi face seria de lucru cu 50 de kg, peste 6 repetări. Just tell me what you want, what you need, what you see, what you wanna be. Tell me everything, think it into being. That's how dreams become the real thing. A model of thinking, a bottle to sink in, yeah. I've been coast to coast around this whole globe. I've seen a lot of hope, yeah. I've seen a lot of nope, I've seen a lot of growth, but we can make it more. Yeah, I'll tell you what I want in the middle of the club. I'm dancing up on my chick, I'm showing a little love. I'm listening to this track, got the speakers above and feel like everything is coming. Ok, din antrenamentul meu de umeri, unul din exerciții îl fac aici la pec deck sau la scripes, depinde, dar prefer aparatul pentru umăr posterior. Așadar, am mai învățat o șmecherie nouă datorită lui Iubiu. Eu până acum stăteam ceva de genul. Deci nu aveam pieptul lipit de băncuță. Iubi m-a învățat să stau puțin mai amplecată și intră mult mai bine umărul posterior. Așadar, o să fac o serie de lucru din poziția aceasta. All together at once, I want a good life, good nights, good friends, alright. Make a couple dollars from something I love to do right. Live my young life, grow old with some memories. Living each day with a good vibe energy. Tell me what you want, just take a thought and make it happen. The only way to live up in this life is with some passion. Don't let this life just toss you by, get up and take some action. Just tell me what you want, go take a thought and make it happen. Ok, ultimul exercițiu din antrenamentul de piept. Îl facem împins la presa pentru piept.
Am făcut o serie premergătoare, acum voi face o serie de lucru între 8 și 12 repetări, la fel până la epuizare. Ultimul exercițiu la umeri, ridicări frontale cu discul. Am mai mărit în ultimul timp greutățile de la disc de 10 la disc de 15, să vedem cât pot să fac. Ca un mic bonus, am zis să vă arăt și antrenamentul meu de abdomene. Lucrez abdomenul de două ori pe săptămână și în ultimul timp mi-am creat așa un circuit să nu mai pierd vremea foarte mult lucrând abdomenul, pentru că oricum, după cum bine știți, abdomenul se lucrează în bucătărie. Și aceste exerciții nu fac decât să întărească zona, mușchiul, să ofere un tonus. Deci dacă vreți pătrățele, să nu credeți că dacă faceți 100 de abdomene pe zi o să le aveți. Totul se face din dietă. Arăt circuitul meu. 20 de ridicări de bazin, 20 de crunch-uri și 1 minut de plank. Cine nu poate 1 minut, cât de mult poți să stai? 30 de secunde, 40? That's how dreams become the real thing. A model of thinking, a bottle to sink in, yeah. I've been coast to coast around this whole globe. I've seen a lot of hope, yeah. I've seen a lot of nope, I've seen a lot of growth, but we can make it more, yeah. I'll tell you what I want in the middle of the club. I'm dancing up on my chick, I'm showing a little love. I'm listening to this track, got the speakers above, and feel like everything is coming all together at once. I want a good life, good nights, good friends, alright. Make a couple dollars from... Și să aveți idee de ce este așa eficient acest circuit. Crunch-urile lucrează. Crunch-urile lucrează partea superioară a abdomenului, ridicările de bază în partea inferioară și crunch-urile și plank-ul lucrează atât mușchii abdominal cât și alte grupe musculare. Sper că v-a fost de folos acest circuit și să-l încercați. Ok, albinuțelor, gata și antrenamentul de astăzi. Am ieșit afară să ne revenim, să bem puțin câte un shake de proteină, după cum știți, cu glutamină, dextrină, creatină și așa mai departe. Tot felul de secrete foarte, foarte miraculoase. După care vom merge acasă, mâncăm masa după antrenament și nu cred că mai dormim, că am dormit azi 2 ore. Eu, sincer, mă simt bine. Am mai multă energie după sală decât cât aveam înainte. Da, ții toți somn? Nu. A. Vedem ce mai facem șoriceilor astăzi, pentru că ziua nu este terminată. Poate, nu știu, mergem pe la o piscină, pe undeva. Sigur și precis. Spună de aia, 2 hours later, să sporăi. Bun, domnilor, ne vedem de acasă, era să zic de la antrenament. Sper eu că v-a plăcut acest antrenament și până la iarnă trebuie să ajung ca ăsta de aici. Power! Hai, dragă! Arată-mă, Tanica, am filmat și nu dădus în drumul la valiere, am filmat vreo 2 minute. Ăștia sunt... Ia, ia, ia! Ia, ia, ia! Ia, ia, ia! Bătai! Tommy și cu Kitty, 2 prieteni buni. Și hai să vă mai arăt un prieten. Eu sunt răsfățata casei. Prințesa. Prințesa casei. Ia uitați-o cum bate rază de soare exact pe ea.
Mimișor are 7-8 ani acuși. Și vă arătam și priza aia, stă de jumătate de an scoasă așa, mi-e frică să nu mă curentez, domnilor, de aia nu o bag, să văd poate luna asta. Hai să arătăm mâncarea, domnilor, hai, după antrenament. Cam scurs pantalona și ăștia de mers prin casă așa. Eu am optat, prezintă tu. Tu ai optat pentru orez, piept de pui, ce asta? Broccoli, nu? Da, piure de broccoli. Piure de broccoli, da. Bun. Și niște ananas, iar eu nu mănânc ananas, pentru că nu prea îmi place în primul rând. Și nici nu vreau să combin fructele cu masa după antrenament, pentru că nu prea mai îmi digeră. Bun. Să mănânc după vreo oră ceva fructe. Bun. Ok, domnilor, cam asta a fost și vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut. Domnilor, dacă vă place ceea ce facem, nu uitați ca de obicei de share, like și subscribe. Vă mulțumim enorm pentru toată susținerea voastră, atât pe Instagram cât și pe YouTube. Vă mulțumim pentru că ne folosiți și codurile de reducere de la Vitabolic, apreciem foarte mult că sunteți aproape de noi și încercăm și noi să vă întoarcem ceva înapoi. Domnilor, ca de fiecare dată, până data viitoare, nu uitați să vă antrenați, să mâncați sănătos, să gândiți pozitiv și să faceți ceea ce iubiți. Power, ne vedem data viitoare!